T0. Cineva mi-a spus că aș avea suficientă putere să scot soarele din priză. Cu o mână strâng buchetul de rețete din corp. Cu cealaltă șterg fluturii de pe ecran. Aștept T0. Zilele și lunile în care nu am trăit să se adauge cândva după moarte. Bonus pentru rugăciunile mele neduse până la capăt. Deocamdată altcineva deține controlul. Opresc imaginea. Mă observ în variante. De la atâta așteptare mi s-au dilatat pupilele. Holograme fixate în creier ca în rastel. Eu sunt mai mulți. Primul din șir încasează pumn în figură și în plex. Pentru al doilea și al treilea, lumea e mult prea mică. Următorii obosesc și adorm. Ultimul face echilibristică. Împreună formăm supra-sarcina. Fluturii se apropie și iau foc în viraj. Mâinile și picioarele mele, prea lungi ca să încapă în cerc, am auzit că și omul Vitruvian sufera de o formă severă de hernie. Perfecțiunea e o invenție a celor fără imaginație. Ce spuneai că nu ai trăit? Vezi bine că l-ai uitat pe cel responsabil cu plânsul în pumn. Da, mulți se trezesc la viață cu doar câteva zile înainte de înmormântare. Intră în rețea, în rețeaua din rețea. Preia controlul. Ce aștepți tu, deja se întâmplă. Dar nu îți dai seama, pentru că atunci când te miști, se trezesc acuzatorii tăi în rifuri de heavy. Vă mulțumesc!